Potrivit meteorologilor, de mâine dimineață de la ora 6 până vineri 21 noiembrie la ora 12, în Carpații orientali și meridionali și în zonele deluroase aferente vor cădea precipitații predominant sub formă de ninsoare. Local se va depune un strat de zăpadă. Autoritățile locale și polițiștii avertizează șoferii să circule cu prudență și să plece la drum numai dacă este absolut necesar. Mai mult decât atât, șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca de acasă cu privire la starea drumurilor, dar și a vremii. În Moldova mâine va ploua abundent, local se vor acumula peste 25 de litri pe metrul pătrat și izolat 40-50 de litri pe metrul pătrat. Apoi precipitațiile vor deveni mixte și vor slăbi în intensitate. Vântul va prezenta intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, dar cu viteze mai mari în regiunile estice, unde vor fi rafale de peste 55 de km pe oră. Pe crestele montane va sufla cu 70-80 de km pe oră, viscolind temporar ninsoarea.